În plină caniculă, reprezentanții ANSVSA ne avertizează de mai multe loturi de înghețată Mars, Bounty, Twix și Snickers, care au fost retrase de pe piața din România. Produsele vizate nu mai sunt comercializate din cauza prezenței oxidului de etilenă, potențial cancerigen, a anunțat Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. Vorbim de peste 100.000 de bucăți de înghețată care au fost scoase de la vânzare. Multe dintre aceste loturi expiră în 2023.